cine am trecut. Chipul ei mi s-a părut foarte, foarte cunoscut. Are iar vreo curgătură. Spune-mi dacă o cunoști. Oare chiar o recunoști? N-am mai întâlnit cândva. Și eu cred tot așa. Parcă ar fi ea. Parcă totuși nu e ea. Parcă totuși ar fi ea. Da, da, da. Eu sunt ca zăpada albă. Inima e caldă, caldă. Eu am foarte bune amici. Este șapte și pitici. Și pe scenă mățuiesc. Ei fata albă mă numesc. Eu ca zăpada strălucesc. Alba, alba ca zăpada. Viața noastră e o poveste. Cine din amintiri se trese. Vorbă nici alte mici care alătă de pitici și în seara de ajun vom primi de mărcături. Dragă de fără altă, inima e caldă, caldă. Suntem șapte și pitici, suntem cele două. La ora aceasta o gălăgie. De ce? De ce? De ce? La ora aceasta ce poate să fie? De ce? De ce? De ce? Sunt oare deschise și uși ferestre? De ce? De ce? De ce? Pornesc să descoper în grabă ce este. Hei! De ce se dansează la ora aceasta? De ce? De ce? De ce? De ce nu închise mai bine fereastra? De ce? De ce? De ce? De ce s-a strigat ca în codul deodată? De ce? De ce? De ce? De ce stai pitice cu gura căscată? De ce? De ce? De ce? Plecați de aici, plecați de aici. Hey!
În seara asta l-aștept pe moșu să-l sârgâi cu cozonac, iar el în semn de mulțumire va spune așa: iar ai măcăit. Eu sunt moșul cu barbă, hai mișcă-n grabă, ce stai? De mine oare n-ai milă? Apciu! Nu vezi că am guturai? Nu vezi că sunt bolnav și încă foarte grav? Vreau bine să mă fac, hai adu-mi un coniac. Eu sunt moșul cu barbă și haine roșii posta. Dar ce folos că eu astăzi sunt foarte, foarte bolnavă. Să trăiești, hai, spune-te-mi acum.
pune pe la cer. Ha. O căciun, să te... Să nu mai îmbătrânești. Și la... Să vii... La tățăcării. Cu jucării, bravo! Moș Crăciun, să-ți spun ceva. Ați compus o melodie, acum cântați dacă veți putea și veți primi un cadou mare.